Continuă ediția de seară, doamnelor și domnilor. Urmează o noapte albă înainte de Hramul Sfintei Parascheva. Avem o transmisiune specială chiar din mijlocul miilor de pelerini. O să vedem împreună cu invitații mei și câți români vor lua pensia mărită după mica recalculare. Câte decizii de recalculare trebuie să mai ajungă la românii. Specialiști în pensii fac calcule aici în direct în studioul România TV. Vorbim și de dosarele de pensionare blocate, când ajung banii la români și anchetă, doamnelor și domnilor, după luxul și aroganțele familiei prezidențiale. Pentru că o să vedeți, începe numărătoarea banilor risipiți de Iohannis, cum arată vila în care vrea să se mute după ce pleacă de la Palatul Cotroceni. Și vorbim inclusiv despre fenomenul care ia amploare, șefi uciși de subalternilor, pericolul de la locul de muncă, profesorul Tudorel Butoi intervine. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de la această oră pe care îi vedeți deja, doamna Doina Pârcălabu, fost director Casa Națională de Pensii. Bună seara! Doamna director, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. De asemenea, a fostul ministru al muncii, domnul Marius Budăi. Bună seara, domnule Budăi, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara, Sărmâna, bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație. Și în ultimul rând, domnul Daniel Savu, fost senator. Bună seara, domnule senator, și dumneavoastră, vă mulțumesc tare mult. Seara. Vreau să vedem, doamnelor și domnilor și stimați invitați, ce se întâmplă la Iași în acest moment, pentru că avem peste 50.000 de oameni care stau în aceste clipe la coadă, la cel mai mare pelerinaj din România. Credincioșii îndură frig și foame și stau la coadă chiar și 15 ore ca să ajungă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, așezate în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Precuvioasei noastre maici, mult milostivei Parascheva, prin os de laudă-i aducem noi nevrednici păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, adobândim de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți. Mergem și noi la Iași, la colega noastră Cristina Anton. Cristina. Bun găsit, este cea mai aglomerată seară aici la Catedrala Metropolitană din Iași, doamnelor și domnilor. Vorbim despre o noapte extrem, extrem de grea pentru atât de mulți credincioși veniți din toate părțile țării, pentru că vorbim despre cea mai aglomerată noapte, cel mai mare număr de credincioși și vorbim despre un record absolut în acest an de pelerini. Uitați-vă în aceste momente, vedeți imagini în direct de aici, să știți că sunt pelerini care au stat la coadă și 18 ore, îmi spuneau, și bineînțeles sunt mulți care au început de-abia acum să se pună și speră ca mâine dimineață sau la prânz să ajungă la racla cu Sfintele Moaște. De asemenea, mâine este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva și știm că sunt atât de mulți credincioși care și-au anunțat venirea. De asemenea, va fi o slujbă absolut impresionantă aici în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași și uitați-vă câți oameni stau și la această oră la rând, așteaptă. Sunt oameni în vârstă care abia pot sta în picioare, care au și alte probleme de sănătate. Am văzut și foarte mulți copii mici aduși de părinților. Practic, oameni de toate vârstele care, așa cum vă spuneam, au venit de peste tot. Însă, trebuie să îndure frig pentru că temperaturile scad și mai mult pe timpul nopții. Stau și nemâncați. Mai vin voluntarii din când în când cu câte un ceai cald pentru că au nevoie cei de aici de ajutor, însă îmi spuneau oamenii că absolut nimic nu mai contează în aceste momente decât credința, pentru că tocmai de asta vin aici, vin cu credință, cu speranță și nimic nu se compară cu fericirea și emoția de pe chipurile lor în momentul în care, iată, părăsesc racla cu Sfintele Moaște, racla care a fost depusă aici în baldachinul Sfinților. Sunt oameni, așa cum vă spuneam, veniți de peste tot și sunt oameni care îmi spuneau că vin an de an aici, tocmai pentru că dacă i-au cerut de-a lungul timpului ceva Sfintei Cuvioase Parascheva, aceasta le-a îndeplinit dorințele, iar acum vin an de an cu alte probleme, probleme de sănătate, probleme ale lor, ale rudelor, ale familiei, însă sunt foarte mulți cei care vin pur și simplu să mulțumească pentru minunile din viața lor. Vă prezentăm acum, doamnelor și domnilor, cifre exacte, câți pensionari vor lua pensie mărită după mica recalculare. Am aflat și câți pensionari vor avea de câștigat, dar și cine ar putea pierde bani în final. Marina Cioacă ne explică. Marina, bună seara!
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, între 40.000 și 100.000 de pensionari sunt fericiții beneficiari ai acestei mici recalculări, pentru că este o nouă etapă care a început la 1 septembrie, durează 6 luni, până când pensionarii pot să își ducă aceste adeverințe la dosar, iar experții au calculat impactul: până în 100.000 de pensionari vor putea beneficia de o nouă majorare la această mică recalculare. Mai exact, este vorba despre acei români care nu și-au depus la dosar actele prin care dovedesc, iată, că au lucrat, de exemplu, în Acord Global, au beneficiat de al 13-lea salariu sau au beneficiat de sporuri sau prime. E bine, dacă aceștia pot să dovedească prin adeverințe, automat în termen de 6 luni vor primi o nouă majorare, pentru că recalcularea se face din oficiu. Însă, atenție, sunt mai multe capcane. Asta pentru că, de cele mai multe ori, companiile unde au lucrat acești români au dat faliment, iar adeverințele pot să fie procurate de la acele firme de arhivare care pun niște tarife extrem de mari și trebuie să scoată pensionarii bani mulți din buzunar pentru a face rost de o astfel de adeverință. Și atenție, dacă va expira termenul de 6 luni, ei bine, adeverința nu va mai fi folositoare. Deci oamenii riscă să plătească aceste sume de bani către firmele de arhivare, însă într-un final să nu primească nicio majorare pentru că nu se încadrează în termen, sau să primească o majorare de câțiva lei. Mulțumesc, Marina. Doamna Pârcălabu, ce se va întâmpla cu pensionarul care, iată, așa cum ne spunea Marina, nu se va încadra în cele 6 luni de zile, că nu, poate nu din vina lui, din vina birocrației, practic. Nu mai are nicio șansă, nu va mai avea nicio șansă pentru mica recalculare? Poate să-și valorifice acea adeverință, numai că drepturile se stabilesc începând cu data de la care depune adeverința, mai exact cu luna următoare datei înregistrării la Casa de Pensii acele adeverințe. Cei care depun aceste adeverințe în intervalul de 6 luni stabilit de lege beneficiază de această recalculare în baza veniturilor care vor adăuga la baza de calcul a punctajelor, începând cu luna septembrie 2024. Aceasta este diferența între cele două situații. Trebuie să știe cetățenii că oricând, de fapt, pe parcurs, noi putem depune la dosar orice documente considerăm că ne poate aduce plus valoare la valoarea pensiei, pentru că dacă la depunerea dosarului am uitat din anumite motive să depunem o anumită adeverință, oricând putem să revenim și să o depunem. Iar deci, ca să înțeleg, domnule ministru, și după cele 6 luni, când expiră termenul evident, de 6 luni, eu pot să vin să-mi depun în continuare, dacă îmi găsesc nu știu ce adeverință de unde am lucrat acum 20 de ani? Evident, pot fi și adeverințe. Noi vorbim acum la această a doua etapă a calculării, cu permisiunea dumneavoastră, eu n-am să folosesc termenul de mică recalculare. Așa, ca să înțeleagă toți pensionarii, da, am folosit marea recalculare și mica recalculare. Este a doua etapă a recalculării, care constă în valorificarea veniturilor care vin din sporuri care n-au, scuzați repetiția, care n-au avut caracter permanent și nu au fost valorificate până acum la dosarul de pensie. Asta se întâmplă acum în această etapă și, ca regulă generală, oricând se pot depune documente care pot să ne aducă plus valoare la pensie, în interiorul celor 6 luni, oricând se depun aceste documente, vorbim doar de acele documente care nu au fost luate în calcul și se referă legea la sporurile cu caracter nepermanent, iar se vor plăti drepturile începând cu 1 septembrie. Oricând după această perioadă, se pot depune și acele documente și alt tip de documente cu sporuri permanente, dacă găsim undeva sau orice altceva, numai că se ia în calcul de la 1-a lunii următoare. Deci, practic, cei care își depun în cele 6 luni de zile, așa cum spune legea, își vor primi, spuneți, banii retroactiv, adică din luna septembrie. Da, sau n-am înțeles eu bine? Legea nu produce retroactivități, dar este în interiorul termenului legal și, faptic, practic, da, dacă primim recalcularea în martie, vom primi banii din urmă de la 1 septembrie, diferența cuvenită. Bun. Doamna Pârcălabu, aș vrea să discutăm puțin și despre indexarea de anul viitor,
pentru că este o indexare așteptată, deși au fost acum măriri. Știm că în fiecare an există această indexare și aș vrea să facem un, să ne faceți, nu eu, dumneavoastră, un calcul, că dumneavoastră sunteți specialista, cam cum vor arăta indexările de anul viitor. Vreau să discutăm inclusiv despre un amendament depus de Partidul Național Liberal, cum că, de fapt, toate pensiile ar trebui indexate și aici mă întorc la această inechitate pe care noua lege și-a dorit să o rezolve. Păi dacă am indexat toate pensiile, n-ar mai exista această inechitate. Practic, legea n-ar mai funcționa cum trebuie. Da, știți, fiecare are propria interpretare a limbii române și a puterii de exprimare a cuvintelor pe care le folosim, dar care a fost principiul de la care s-a plecat în rezolvarea inechităților? Păi atunci dacă venim și le indexăm pe toate și cele care în urma recalculării au obținut un cuantum mai mic decât cel aflat în plată, atunci degeaba am făcut acest efort care a fost unul considerabil și financiar și administrativ. Cu privire la actualizarea valorii punctului de referință, pentru că din acest moment nu mai avem punct de pensie și avem punct de referință, vă invit să ne... legea are prevăzută formula care stabilește acea relație de recurență privind modalitatea de stabilire a valorii punctului de referință. Și aici intră în discuție doi indicatori macroeconomici. Inflația, care este redată de indicele prețurilor de consum, acel IPC, care se calculează la diferite momente. Și avem valori, indicele prețurilor de consum se calculează lună de lună, dar se calculează și media anuală. Indicele prețurilor de consum în anul, ca valoare media anuală, în anul 2022 a fost de 13,8, în anul 2023 este de 10,4. Acestea sunt valori cunoscute pentru că suntem, iată, la sfârșitul anului 2024. Și în legea 360 mai introduce ca alt indicator macroeconomic creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie, care în anul 2023 este de 5,1. Fac precizarea că pentru anul 2023 Comisia Națională de Prognoză, care publică acești indicatori, are prevăzută o posibilitate de revizuire. Adică aceste valori eu le-am luat din prognoza de vară și urmând să fie comunicate dacă acești indicatori mai suportă vreo modificare prognoza de toamnă. Dacă rămân acei indicatori, conform articolului din lege care spune cum se actualizează valoarea punctului de referință, care în prezent este 81 de lei, aceasta se actualizează cu 100% inflația din ultimul, ca media anuală, a ultimului, adică 10,4%. A ultimului, din ultimul an, indicator definitiv cunoscut. Ori dacă suntem în luna ianuarie și legea prevede în mod expres că valoarea punctului de referință se va actualiza în luna ianuarie, în luna ianuarie nu vom avea indicatorii definitiv pentru anul 2024 și atunci ne întoarcem la anul 2023. 1,10. Păi da, pentru că le vom lucra în decembrie 2024. 10,4 plus 5,1 supra 2. Deci, după virgulă, va urma 10,4 plus jumătate din creșterea câștigului salarial mediu brut pe economie. Asta însemnând 81 înmulțit cu 1,1295. Deci cu o precizie de cu 40 male. Ceea ce conduce la o valoare de care înseamnă 91,4. Dar în... tot în corpul legii mai avem o altă precizare, că pentru, începând cu anul 2025, această
actualizarea valorii punctului de pensie, punctului de referință, nu poate depăși media inflației din ultimii 2 ani consecutivi. Ori noi avem 13,8 și 10,4. Practic, cu acest 12,95 suntem în această prevedere. Și mai este o altă condiționalitate, cea legată de nivelul încasărilor din contribuții pe care nu-l știm și de văzut în execuție. Știm, pentru că avem execuția bugetară a bugetului asigurări sociale de stat lună de lună și, practic, se va cunoaște și acest indicator. Bun, deci ca să înțeleg, ZPR-ul anul viitor... Da, pe datele pe care le avem acum... Dacă datele rămân 91,4. Ce înseamnă pentru fiecare pensionar în parte acest VPR de 91,4? Păi de acum pensionarii care și-au primit deciziile de recalculare marea lor majoritate au... elementele pe baza cărora să-și determine noul cuantum al pensiei. Practic, au numărul total de puncte, acela înscris în decizia de recalculare, care cumulează numărul total de puncte anterior datei de 1 septembrie, la care s-au adăugat punctele de stabilitate. Și îl înmulțesc cu această nouă valoare a punctului de referință. Oricum, cred că instrumentul juridic prin care se va definitiva această valoare va fi legea bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2025. Bun. Dați-mi mie markerul, mulțumesc. Domnule Budăi, dacă vreți să completați ceva. Da, ăsta este calculul conform legii care se face. Noutatea constă în această valoare a punctului de referință. Nu mai există punctul, tot am vorbit foarte mulți ani de punctul de pensie, mai nou de acum o să vorbim de punctul de referință. Dar dacă datele nu se actualizează într-un alt mod de către Institutul Național de Statistică, sunt ultimele date cunoscute și este calculul precis acum făcut, bineînțeles, de Ana Pârcălăm. Și în medie, cam cu cât ar trebui să crească pensiile? Nu știu, 10%? A făcut 12%, procentul, e acolo. 12, mă rog, da, 12... E undeva la 12, în jur de 12%, dar pe fiecare dată am fost ponderat în a arunca, știți foarte bine, mă cunoașteți de acum de atâta timp, de a arunca cifre, pentru că vreau să vedem cifrele finale și cifrele finale se vor regăsi clar și în bugetul de stat și în bugetul asigurărilor sociale. Și atunci vom ști foarte clar. Singurul lucru pe care mi-am de spus este că noi trebuie să lucrăm, colegii mei din casele de pensii trebuie să lucreze aceste noi cuantumuri ale pensiilor din luna decembrie, pentru că sunt niște etape de parcurs la sfârșitul lunii decembrie, astfel încât de la 1 ianuarie, când se deschid trezoreriile, când se deschid conturile, durează câteva zile operațiile financiare de rigoare și să înceapă plata pensiilor fără probleme. Mai avem o informație în exclusivitate pe care aș vrea să o discutăm. Am aflat câte decizii de recalculare mai trebuie să ajungă la români, dar și ce se întâmplă cu dosarele de pensionare depuse la final de vară și început de toamnă. Bianca Ugarcă ne spune mai multe. Bianca, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Până în momentul de față, aproximativ 150.000 de decizii au fost recalculate și asta ținând cont de faptul că foarte mulți dintre vârstnici au contestat acele decizii pe care le-au primit, au considerat practic că veniturile lor nu au fost calculate într-un mod corespunzător. În acest context, reprezentanții Casei Naționale de Pensii dau asigurări că până la sfârșitul acestei luni, vârstnicii care au făcut astfel de contestații vor ști cu exactitate de ce noi venituri vor avea parte în perioada următoare, bineînțeles după ce dosarul lor a fost reanalizat, iar în astfel de cazuri ne referim la dosare grele, dosare de grupe. În paralel, tot reprezentanții Casei Naționale de Pensii susțin că în perioada următoare trebuie să fie gata și acele decizii de recalculare care îi vizează pe acei vârstnici care, atenție, au optat pentru pensie de la data de 1 septembrie, iar pentru ca acest proces să se desfășoare practic cât mai repede, susțin totodată
arată cei de la Casa Națională de Pensii, că se testează, iată, o nouă formă a acelei aplicații informatice care a fost creată pentru recalcularea pensiilor. A fost scandal într-un loc de joacă dintr-un cartier din Galați. 6 adolescenți au luat la bătaie. Unul dintre ei avea și o macetă. Mascații au descins și i-au încătușat. Salon auto de poliție. Împreună cu jandarmeria, un cățeluș, o săbiuță și restul generația care să plătească pensiile speciale. Atât s-a putut. Au fost tensiuni și îmbrânceli între pelerini evrei și jandarmi la aeroportul din Bacău. Peste 20.000 de oameni au tranzitat aeroportul în câteva zile. În urma lor au rămas mormane de gunoaie. Iată imaginile. De pelerini au participat la sărbătoarea anului nou evreiesc în orașul Uman din Ucraina. La ducere ei au aterizat la Suceava și au mers în Ucraina cu autocarele. La întoarcere au venit în Bacău și au fost îmbarcați în 115 avioane. În timp ce așteptau și-au pierdut răbdarea și s-au îmbrâncit cu jandarmii. În urma lor au rămas numeroase gunoaie. Domnule Savu, în anii precedenți, toți acești pelerini evrei tranzitau, da, ajungeau în Ucraina prin Moldova. Numai că anul acesta, Republica Moldova a spus în felul următor: domne, nu putem să vă asigurăm securitatea, unul la mână, și doi la mână, avem un tranzit pe aeroport destul de mare în această perioadă și practic nu vă putem primi. Le-am asigurat noi securitatea, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat pe aeroportul din Bacău, care... sunt convinsă că a fost haos, n-au fost niciodată în viață 115 avioane să decoleze și să aterizeze pe aici prin aeroportul din Bacău. Da, este evident că a fost depășită capacitatea și de organizare și de oameni care să poată să-i ajute. Au fost foarte mulți pelerini și nu cred că, adică am fost pregătiți pentru așa ceva. E greu să faci față la un aflux așa de mare și, după cum ați văzut, ei cărau tot felul de ce-o fi lăsat pe acolo, până în urmă nici eu nu pot să înțeleg. Mâncare, gunoaie, tot ce-au avut. Mâncare, da. Pe drum, păi l-au lăsat pe jos, pe acolo, deci este un fel de pelerinaj așa. Sincer să fiu, mă așteptam la mai multă civilizație, că nu erau niște pelerini dintr-o țară, mai nu știu de unde, pe unde s-a dus domnul Iohannis în vizită, dar erau niște pelerini din... vorba aia, dintr-o cultură, dintr-o civilizație, și pelerinii în general respectă niște reguli. Mă sunt surprins de ce am văzut, ce să spun. Nu cred că poate fi făcut o vină cuiva, că nici noi n-am fost pregătiți pentru așa ceva. N-aveam cum să anticipăm. Dar puteam noi să le asigurăm securitatea, că v-aș aduce aminte că nu... Uitați-vă totuși, uitați-vă. Deci, aseară am primit alertă de la Ambasada Statelor Unite, da? Am văzut și eu alerta asta. Au, cum să spun, așa un fel de... Poți să fac o legătură? Sau nu există, da, nicio legătură? Poți să-și ia măsuri de siguranță, pentru că se așteptau, dat fiind tensiunile care sunt între Israel și toate celelalte state, orice prezență unor cetățeni israelieni pe lângă sinagogi, pe oriunde, poate să fie un prilej de atentat. Dar Serviciul Român de Informații n-a confirmat această alertă.
Serviciile antiteror au spus că sunt pregătite și nu va avea loc și ca dovadă n-a avut loc. Dar uitați-vă diferență, că mă uitam ce ați prezentat imagine de la pelerinajul de la Sfânta Paraschiva. Câtă ordine, câtă civilizație, cum stau oamenii acolo în și... În liniște, fără să fie agresivi cu jandarmii. Nu am văzut gunoaie pe jos. Și nu prea înțeleg ce au făcut pelerinii. Și aici țineți cont că undeva la 140.000 și apogeu au trecut pe la Raclă, da, pe la Sfânta Parascheva, și înțeleg că abia noaptea asta și mâine este practic apogeul, pentru că mâine este sărbătoarea, da, Sfânta Parascheva. E un obicei al credinței noastre și oamenii sunt din ce în ce mai mulți care se duc. Eu îi felicit și chiar îi felicit pe cei care rezistă atâtea ore în frig. Pentru că e foarte frig la Iași acum, da. Înțeleg că și 15 ore au stat oamenii la coadă. Bun, da, una credința peste alta. Credința îți dă putere, până la urmă. Așa am învățat eu la biserică. Dacă ești credincios, ai și putere să reziști. Bun, mergem mai departe. Averea lui Klaus Iohannis la control, doamnelor și domnilor, ANI, Agenția Națională de Integritate, urmează să redeschidă un dosar suspendat, iar ANAF-ul pregătește inspecția fiscală. Între timp se vorbește și despre mutarea președintelui după încheierea mandatului. O vilă reabilitată cu 9 milioane de euro. Problemele se țin lanț de președintele Klaus Iohannis. Agenția Națională de Integritate este pe punctul de a redeschide un dosar suspendat în anul 2014. Mai mult decât atât, Iohannis trebuie să dea înapoi și 350.000 de euro, bani pe care i-a pierdut în urma deciziei definitive dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă reamintesc și de cele 27 de dosare de cercetare penală în care apare numele președintelui. 14 dintre ele au fost clasate, iar 13 împărțite la Direcția Națională Anticorupție, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și alte structuri din țară. Cel mai vechi dosar al lui Klaus Iohannis datează din anul 2002 și este pe infracțiunea de abuz în serviciu. După terminarea mandatului, Klaus Iohannis se va muta într-o vilă pentru care RAPPS-ul, instituția aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, ar fi plătit pentru reabilitarea ei numai puțin de 9 milioane de euro. Vila în care ar urma să se mute Klaus Iohannis după terminarea mandatului este această minunăție pe care o vedeți în imagini. Are o suprafață totală de 1200 de metri pătrați. Subsol, parter și etaj, un garaj și la poartă o cabină de pază. La subsol sunt spații administrative. La parter avem două băi, două sere, livingul familiei, biroul de protocol și de asemenea un living pentru oaspeți. Iar la etajul principal sunt două dormitoare. O suprafață totală de 320 de metri pătrați plus un dressing de 67 de metri. Domnule Sapă, mă întorc la dumneavoastră. După încheierea mandatului, vă așteptați să se întâmple ceva cu președintele Klaus Iohannis, măcar cu banii aceia, peste 300 de mii de euro luați din chirii? Sincer să fiu, și cred că pe România au început să intereseze din ce în ce mai puțin de ce mai face Klaus Iohannis și dacă o să dea sau nu o să dea bani înapoi, că s-a cramponat, s-a agățat așa cu ghearele, cu dinții de bani ăștia, să nu-i dea, a făcut atâtea recursuri de nici eu nu mai știu care, în ce stadiu mai se află, ca să nu dea bani înapoi. Și n-a dat un leu până acum înapoi. Acum nu prea înțeleg de ce îi se face și hachița asta cu vila asta foarte... Da, stați un pic că nu recunoaște nimeni. Deci noi, toată lumea știe că e pentru Klaus Iohannis, dar nu recunoaște nimeni, absolut nimeni. Ceea ce... Asta cred că este deranjant. L-am auzit pe Marcel Ciolacu, dar sper să este o chestie pentru viitorul prim-ministru, nu pentru... Dacă așa? Marcel Ciolacu este președinte, nu poate să mai ia măsurile astea, dar viitorul prim-ministru, viitorul guvern, nu este obligat să-i acorde această vilă, că ele nu se dau pe viață, pe merite, pe oricum n-are niciun merit. Dar poate să-i dea ceva mai modest, așa, și o țină pe asta pentru un protocol.
Important este că acest domn nu a făcut nimic pentru România, absolut nimic, nu lasă nimic în urma lui. Din mandatul al doilea s-a dedulcit așa la un fel de, ca un fel de mâncător de la de tort, care n-avea voie la tort, dar după ce a început să guste, a început să-i placă, excursii, cât mai luxoase, nimic nu lasă în urmă, totul, tot pe unde a fost în țările astea, n-avem un acord încheiat, ba mă înșel, avem unul cu statul Chile. În statul Chile a încheiat un acord pentru situațiile de urgență, dacă e posibil așa ceva. Chile e în partea cealaltă, în țara de foc, America de în Sud, partea alta a pământului. Ce, cum să facem un acord pentru situație de urgență cu Chile? Da, asta e. Pe la Rio s-a întâlnit cu viceprimarul, nicio eficiență din aceste vizite, dar nimeni nu poate să-l tragă la răspundere pentru că banii s-au acordat legal, nu a furat. Da, dar nu știm nimic de cheltuielile făcute de administrația prezidențială. Da, deci pe vremea, lui Traian Băsescu știam, pe vremea lui Iliescu știam. Aici de ce sunt la secret? Ce se ascunde? Am verificat, nu există nicăieri în lumea asta, în Statele Unite, mama democrației de la care noi luăm exemplu, fiecare dolar este știut ce ai făcut cu el, cum l-ai investit, dacă l-ai dat unde trebuie. Nu există așa ceva, secretizarea cheltuielor. Asta este o practică care a inventat-o, au inventat-o pentru Iohannis ca să-l protejeze, dar trebuie să înceteze imediat după mandatul lui Iohannis. Nimeni nu are voie să-și bată joc, cum adică cheltuieli secretizate. Este banul public și banul public este nu poate fi secretizat niciodată. Este banul public. Românului, domnule ministru, până la urmă, sunt banii noștri ai tuturor, nu poți să-i ții la secret și totuși nu poate nimeni să-l tragă la răspundere. Dacă îi tragi la răspundere după ce pleacă, nu știu dacă mai interesează pe cineva. Eu cred totuși că, într-adevăr, și aici domnul Daniel Sabu știe mai bine, sunt și anumite cheltuieli care sunt secretizate, dar nu cred că este cazul aici la deplasări. Evident. Eu cred că orice ban public cheltuit trebuie justificat foarte bine și trebuie transparentizat foarte bine. Bineînțeles, în afara acelor condiții prevăzute de lege, pentru că sunt anumite cheltuieli care sunt sigur și trebuie să fie așa și așa este în toată lumea. În rest, n-am văzut nicio confirmare de la nimeni pentru vila domnului președinte. Nimeni nu recunoaște. Dar sunt sigur că dumnealui probabil după ultimele scandaluri cu casele o va accepta dacă îi se va da. Doamna Pârcălabu, după toate informațiile astea care au apărut în ultima vreme, bine, mă întreb de ce n-au apărut, nu știu, din al doilea, de la începutul al celui de-al doilea mandat, faptul că și-a făcut teren de tenis la Neptun, faptul că am aflat că are teren de tenis și aici, da. Eu cred că lucrurile se vor vedea în perioada următoare, pentru că avem o curte de conturi care are atribuții și în ceea ce privește execuția bugetului alocat administrației prezidențiale. Și curtea de conturi acolo are pârghile pe care să le folosească astfel încât să facă lumină în ceea ce privește modalitatea de cheltuire a sumelor alocate acestei instituții. Și... Dar eu vă întreb uman, moral, dacă vreți, când ești un președinte de țară cum este România, da? Nu ești președintele Statelor Unite, n-ai PIB-ul, nu știu, al Statelor Unite, ai niște pensionari care trăiesc la limita sărăciei. Poate ar fi trebuit să îi se aloce același procent de majorare a cheltuielilor, așa cum actualizăm pensiile. Avem salariul minim pe economie cât îl avem, 2450 de lei. Tu, ca președinte, să ai asemenea cheltuieli, să ceri o vilă de 9 milioane de euro. Acesta este paradoxul, pentru că prăpastia aceasta dintre modalitatea de cheltuire a banului de către președinte și posibilitățile celorlalți români este enormă. S-a creat această prăpastie care nici nu poate fi descrisă. Adică trebuie să te raportezi... Nu vreau să-l dau exemplu pe președintele Iliescu, că știe toată lumea de modestia care a avut-o. Dar președintele Emil Constantinescu a fost președinte, un om modest, nu a cerut asemenea aroganțe. Nici Traian Băsescu, da, să fim sinceri, n-a făcut exces. Dar știam cheltuielile președintelui Traian Băsescu, eu asta încerc să subliniez, da? Administrația prezidențială publica aceste informații. Dreptate, domnul Budăi, sunt niște cheltuieli secrete care țin, la un moment dat, de strategiile de securitate.
securitate națională, dacă se cheltuie niște bani în sensul ăsta, dar nu Iohannis este cel care face plățile astea. Adică el s-a dus în apartamente de super lux, cu avioane de super lux, nu i-a luat nici pe miniștri, n-a luat pe nimeni, numai el cu doamna Carmen și-a luat un avion de ultima generație, ultimul. Da, vorba domnului Ciolacu, a nu se înțelege că sunt fan Marcel Ciolacu, dar a spus, domne, avioanele alea luxoase ar fi trebuit să, dacă le tot închiria și plătea așa bani mulți pe ele, să fie plin de oameni de afaceri, de să știi miniștri, că de miniștri, da, și în special de oameni de afaceri, pentru că da, cu ei cam așa pleacă domnul Macron. Franța are o politică de promovare a afacerilor din țară și Macron când pleacă cu o liotă de oameni afaceri. De afaceri. Bun, da. Luăm 20 de secunde de pauză și după pauză vedem ce se va întâmpla mâine în Parlament, pentru că lui Nelu Tătaru, fostului ministru al sănătății din pandemie, i se va ridica imunitatea. Ce-l așteaptă, vedem imediat. Ajută-ți sistemul nervos periferic. Dă fuga la catena. Luna aceasta, Periferisan costă doar 46 de lei și 40 de bănuți. Cauți un antibacterian natural? Biomicin Forte costă doar 24 de lei și 90 de bănuți. Prețuri mici, reduceri mari. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Am revenit în direct. Mâine în Parlament se va decide dacă îi ridică imunitatea ministrului pandemiei pentru a-i putea face percheziția cabinetului de la spital. Nelu Tătaru își luase acolo chiar și un seif pentru a-și ține șpăgile. Fostul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, apare în imagini în cabinetul său de la spitalul din Huș cu diferite sume de bani. În fotografiile ieșite la iveală are pe birou suma de 300 de lei în două bancnote, una de 200, alta de 100 de lei. Acum anchetatorii au făcut un nou pas în dosarul de șpagă al lui Nelu Tătaru. Au cerut ridicarea imunității pentru a putea descinde în locuința acestuia, dar și pentru percheziția informatică, pentru a putea ajunge la mesajele lui, la toate probele pe care le-ar putea folosi ulterior, probe pe care le trebuie să le extragă din telefon sau din calculatorul fostului ministru. Procurorii anticorupție l-au filat timp de 3 luni, au acum un dosar stufos, un dosar care are 10 volume, în care se află mai multe înregistrări, în care, iată, Nelu Tătaru primește șpagă. În această perioadă, anchetatorii spun că Nelu Tătaru ar fi primit mită de la 45 de pacienți și aparținători ai acestora pentru consultații, rețete sau operații. Odată la 2 zile mai venea cineva cu bani în plic sau îi punea direct pe birou sau cu găina sau cu un cofra cu ouă. Sumele primite erau cuprinse între 100 și 500 de lei. S-au făcut percheziții la unitatea medicală, dar și la farmacia pe care o deține soția fostului ministru al sănătății. Pe de altă parte, avocata lui Nelu Tătaru spune că acesta este nevinovat. În primul rând, domnul Tătaru nu are mână niciun fel de bancnotă. Bancnotele sunt în mâinile investigatorilor sub acoperire. De ce nu se află în imagini bancnotele în mâinile domnului Tătaru, pe de o parte? Pe de altă parte, dacă exista certitudinea că domnul doctor a pus mâna pe acești bani, de ce nu s-a făcut un flagrant clasic, cum mi s-a făcut de exemplu domnului Buzatu de la Vaslui, unde l-a prins cu geanta de bani? Nu a primit niciun fel de produse, mai ales că dumnealui are și, a avut și anumite demnități în statul român. Vă dați seama că nu s-ar fi compromis pentru ouă de la doamna Tanti de la piață. Vă dați seama că n-ar fi făcut așa ceva și nici la dosar nu ni s-au arătat astfel de probleme. Partea cea mai interesantă însă este că Nelu Tătaru este acum luat în vizor de DNA pentru ouă și găini, dar a fost scos bazma curată din dosarul privind furturile din pandemie. Principalul ministru al sănătății din pandemie a scăpat de acuzațiile aduse, însă nu același noroc l-a avut Vlad Voiculescu. Fostul ministru rezist al sănătății este cercetat penal în dosarul achiziției de vaccinuri anticovid, în care sunt cercetați și fostul premier Florin Câțu și fostul ministru USR al sănătății Ioana Mihăilă. Nu numai că n-am semnat contractele respective, ci atunci când luau deciziile să le semneze și când comunicau decizia către Comisia Europeană, care făcea comanda mai departe, nici măcar nu mă informau. Deciziile erau ale domnului Câțu, care întotdeauna se consulta cu domnul Iohannis. În anul 2021, pe cine vedeați la televizor vorbind despre vaccinare? Cine vă spunea că au venit doze? Cine a primit dozele de Crăciun în 2020? Cine vă spunea în fiecare săptămână
care este stadiul, ce se mai întâmplă cu dozele de vaccinare. Aceiași oameni luau toate deciziile. Îl aveți aici pe prima pagină pe domnul președinte. Dacă acest proces va continua, îl voi invita să vorbească. Eu vă spun că deciziile, că nicio decizie importantă nu era luată de domnul Câțu, fără domnul președinte. Domnule Budoi, pare că explodează dosarele pe la DNA. L-am văzut și pe domnul de la Partidul Național Liberal, cel de la Telorman, da? Ridicat și dus la audieri aproape toată ziua, domnul Pârvulescu. L-am văzut și pe domnul Tătaru. Ce se, vă așteptați la o explozie a dosarelor în perioada imediat următoare? Sincer, nu știu la ce să mă aștept, dar eu vă spun ce îmi doresc. Îmi doresc să nu ne mai întoarcem în acea perioadă. Cu siguranță, și aici cred că suntem de acord cu toții. Evident. Greșeala trebuie plătită. Da, stați un pic. Dumneavoastră... Eu cred că trebuie să încetăm cu justiția la televizor. Și mai ales în această perioadă de campanie. Dar... eu cred că nu ne vom întoarce, totuși România a făcut pași înainte, nu ne vom întoarce în acea perioadă. Doamna Prăcălăbă, ați vrut să spuneți ceva? Da, asta spuneam, că se face această revenire în perioada campaniei, ceea ce era bine să se fi făcut în mod regulat tot timpul. Iată, ne întoarcem. Am avut dosarul Carta Boșu și acum avem dosarul Găina și Ouăle. Adică Găina, Ouăle și rața domnule Savu. Dacă ne uităm la ceea ce spun procurorii, repet, subliniez ceea ce spun procurorii, Nelu Tătaru, da, ministrul din pandemie, care a avut acces la banii nelimitați pentru tot ce s-a cumpărat în pandemie, pentru toate achizițiile, îl iei că lua șpagă, o găină, o rață și sume între 50 și 150 de lei? Deci așa de jos a ajuns șpaga în PNL? Dacă omul este găinar, ca așa, între ghilimele, așa reiese din ce șpagă lua, atunci nu se mai uită, ia orice, ouă, găini, rațe, tot ce îi se aduce, că el este de fapt în sufletul lui un mic găinar. Și ia de toate. Deci de la Caldaboș ne-am întors la găini și rațe. De acord. Totuși eu cred, trebuie prezentate public aceste cazuri, pentru ca românii să vadă și să învețe. Acolo mi se pare că fiecare pacient care intra se ducea cu banul, că se dusese zvonul de la unul la altul. Da, ce făceai? Trebuie să ne oprim aici, din păcate. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru comentarii. Ioan Corpoș a ajuns în platou. Ioan, ce vedem? Bun găsit, o ediție eveniment începe chiar acum în seara marilor dezvăluiri. Exploziv, Simion detonează operațiunea penală pentru Mircea Joană. Simion dezvăluie planul străinilor de a acapara puterea. Circul stenogramelor cu Vanghelie. Joană e disperat. Cine sunt milionarii care îl păpușează pe Joană? George Simion sosește în studio cu dezvăluiri de ultimă oră. Dezvăluiri fulminante, eliminarea lui Lasconi. Cum i-au pregătit reziștii retragerea? E război total în USR. Doamnelor și domnilor, George Simion va fi aici, ne spune și ce îi se pregătește președintelui Klaus Iohannis în plin scandal după ce a sfidat cu opulența, luxul. Doamnelor și domnilor, așadar, George Simion aici, alături de noi în studio, cu toate dezvăluirile momentului. Stați cu noi, revenim în direct în doar câteva clipe.